Salutare fraților și bun venit la Black Tiger, bun venit la un nou episod din Red Moon. La data trecută am terminat de construit acest basic workbench. Noi suntem cumva la misiunea asta de a repara motocicleta, dar ne spune interact with motorcycle and drag the fuel to the slot. Vreau să văd un pic dacă data trecută cumva, nu știu, poate am omis eu ceva. Încât nu am putut să repar motocicleta, poate doar trebuie niște combustibil. Cred că am omis eu ceva, hai să și vedem. Ne avem fiul aici. Și ok. Da, deci tot ne trebuie metal scrap. Bun, ce ne merge workbench? Craft a stone axe, get a wooden logs, craft a rope. Stone axe. Păi avem un stone axe, dar probabil hai să ne mai facem încă unul, că trebuie să... Rope, trebuie să urmărim ăsta. Trebuie de materiale, îmi trebuie plant fiber. Stai așa că nu avem plant fiber. Oare pot să... Hai să mai luăm și o ciupiarcă. Pot să dau și cu ăsta? Ah, da, mă, uite că merge și cu securia. Perfect. Minunat. Asta e bine. Nu știu cu frunzele ce poți să faci, dar o să descoperim. Așa, hai să ne mai luăm niște plant fiber. Mă, mie îmi place mult jocul ăsta, mă. Văd că are loading screen-ul destul de mare și jocul ăsta. Fraților, știți că am venit pe canal cu un joc numit Russian Village Simulator. E drăguț jocul, na, frumușel, dar e și foarte plin de bug-uri și de probleme. Sper să mai apară update-uri astfel încât să le rezolve. Pentru că nu știu cum prin minune, când am făcut episodul respectiv cu OBS deschis, mie mi-a rulat la maxim. Ciudat. Și acum nu mai merge la maxim. Și pe low merge groaznic, e foarte prost optimizat. Nu știu cum Dumnezeu mi-a rulat la maxim, asta nu pot să-mi explic. Și... Am încercat diferite din astea. Ok. Cred că ăla nu pot să-l tai. Diferite setări, știi? Dar nu... Nu funcționează încă bine, e plin de bug-uri, de probleme de performanță, îți dă dureri de cap. De multe ori intru în el, când o să intru în joc, îmi iasă afară din el. Abia de prin a doua, a treia încercare, dacă pot să rulez, e ciudat. Build a workbench. Măi, workbench eu am făcut, firar să fie, mă pui să fac din nou, încă un workbench. Sper să... Da, poți să-i dai dismount, ok. Hai să creăm atunci un workbench, facem tutorialul, ce să facem. Noi am luat un pic înaintea tutorialului, că m-am încurcat eu un pic la... Acolo cu motocicleta. N-am citit nici cu atenție, știi, și de aia, greșeala mea. Ce mai trebuie? Rope? Să construim rope. Ah, nu mai avem, ok. Sunt curios de după aia dacă ne mai ține așa în tutorial sau... Ne lasă să decidem noi ce să facem. Așa. Hai să vedem acum dacă avem. Nope. Ne mai trebuie. Perfect. Hai să
Finalizăm cu această misiune din tutorial. Bun. Craft stone pickaxe. Hai să vedem. Așa, aoleu, mamă. Uite, asta e frumos, vezi? Îți dă toate itemele înapoi. Asta e bine, îmi place aspectul ăsta. Exact câte ai folosit pentru a construi, atât te-ați dat înapoi. Perfect. Stone pickaxe. Ok, oricum îmi mai trebuia niște stone pickaxe. Hai să... stone pickaxe. Stai. Pickaxe. New knife. Tools. Stone knife. Stone pickaxe. Bun, și-l avem și-l punem și pe el aici. Use a pickaxe to mine minerals from boulders. Open the map and locate mining places. Ok, mining places. Uite aici avem. Cum putem să dăm... I don't know, man. Nu pot să... Na, nu știu. Hai să iau pe la dreapta. Nu știu cum să-i dau pin. Mining places. Cum pot să-i dau locare? City. Anyway, hai să mergem și ajungem acolo la mină, vedem dacă ne ia în considerare. Bine, pot să-i deschid la tutorial, dar mai bine lăsăm, știi, ca să ne învețe. Având în vedere că, na, jocul e nou, cel puțin pentru mine. Și nu-l cunosc. Bun, ce avem aici? Iron ore, perfect. Build a furnace to melt minerals. Ok, frumos, frumos. Hai că facem progres în episodul ăsta, din ce văd. Aici. Oare ce ne dă? Stone. Ok, pietre. Na, bine. Stai să vedem dacă putem să intrăm cumva prin minele astea. Stai să luăm și de aici niște fier. Luăm mai mult, că nu strică să avem. Dacă ne facem acel furnace, sper să pot să fac... De fapt, cred că să faci iron ingot și probabil dintr-un iron ingot îți faci cuie. Să sperăm că pot să-mi fac niște cuie. Vreau să-mi fac neapărat chest. Îmi trebuie chest și totodată trebuie să mă apuc să construiesc și casa, că am făcut un cort și copper, uite, cupru. Dar nu putem să intrăm pe aici. Mina asta, nimic? Se pare că n-are intrare, mă, deci minezi în afară. Mă gândeam că are o intrare, știi? Am înțeles, n-are intrare, n-a bun. Hai să mergem noi către casa noastră, mă rog, bază. Și e fain că e chiar aici aproape mine, deci avem resurse de aproape. I like it. Asta e iepurele, ok. Da, mă, stai, iepure. O să pe aici iepurele, uite. O să... Da, mă, uite, săracul. rabbit, raw meat, animal hide și oase. Nu știu ce poți faci cu ele, dar vom vedea. Oricum, carnea e bună, pentru că o să ne... trebuiască pentru mâncare. Furnace. Hai să vedem unde facem acest furnace momentan. Uite aici, așa s-ar putea să fie ok. Cred că pe aici era, la placeables. Da, uite, furnace. Îl punem... Da, uite aici, de ce nu? Ok, hai să-l construim.
Nu mai am. Ce nu mai am? M-am uitat, sincer, să văd ce-mi trebuie. Stone Shard, ok. Deci mai trebuie pietre. Stai să... Câte am pus? 8. Mai trebuie 2. 2 pietre. Bă, n-am putut să iau mai multe de acolo, mă, că am fost la mine, mă, dar am zis că lasă, că-s pietre și... M-am uitat, știi, la furnace. Să văd așa cam câte... Cam ce-ți trebuie. Anyway, hai că găsim pe aici așa ce, ce ne trebuie și nouă. Piatră două. Așa, fix două pietre, perfect. Ia uite aici în față încă o piatră. Bun. Luăm și astea, că probabil o să ne trebuiască pentru foc. Ah, uite aici avem o piatră lângă mine. Perfect, ia uite ce frumos e, minunat. Acum ce zicem? Smelt iron using the furnace and then produce nails, ok? The workbench. Sharpened blade using the workbench. Ah, ok. Deci trebuie să ne facem iron. Hai să deschidem ăsta. Ne trebuie, ok. Start fire. Iron ore, uite aici am băiatul, 5 bucăți și cred că e cam atâta, nu? Start fire. De ce nu merge? Nu mai am, dar am. Ce-i ciudat, man. Ignite fade. Ce nu are? Trebuie să le pun aici? Nu. Și am și din astea. Iul? Nu. Ăsta e scuze că era... Knowledge book. Read. Și-mi dă ceva? Anyway, na mă, care-i schema cu ăsta? Fuel. Am bețe, man. Uite câte sticuri am, dar tu nu vrei să funcționezi. Ignite. Am și... Bă, ce trebuie am, practic? Nu înțeleg ce ne convine. Ignite failed. I don't know, man. Ce nu-i convine? Să punem, dacă nu, din astea. Frunze? Serios? Merge cu frunze. Add fuel. Ok, man. Deci îți trebuie frunze, doar cu frunze pornești focul. Asta e interesant, vezi? Aha. Deci avem ce face și cu frunzele din ce văd. Dar poți să adaugi, uite, poți să adaugi len, poți să adaugi cred. Na, anyway. Așteptăm aici și ar trebui să se facă niște... A, uite, ne dă cărți și cărbune. Aici durează până se face ăsta. Iron ingot-ul. Jesus, man. Durează mult. Păi poate ar fi bine să mergem noi un pic la mina respectivă. Oricum, cred că am adăugat destul fuel. Și... Să mai aduce niște metal. Nu cred că ar fi o idee rea. Câte ceas e ora 3? Mina e în partea aia. Hai să mergem. Până se face, știi? Iron ingot-ul. Mai adun niște fier. Că o să-mi trebuiască. Simt că o să-mi trebuiască mai mult.
Așa. Și piatra, de ce nu să-și adunăm și pietre? Asta era un iron ore. Ce efect are. Bun. Ok, hai să mai luăm. Deci avem piatră, hai să luăm și piatră, că poate o să ne mai trebuiască, cine știe. Dar totuși, mai avem 4 zile până când ar veni, nu știu, nebunia de zombie și atunci trebuie să ne apucăm să ne facem și o casă. Și ceva defensivă, știi? Împotriva lor. Dacă nu, cum supraviețuim? Cu cartea aia, uite, trebuie să ne și uităm dacă cartea aia ne-a descoperit ceva lucruri. Ia să vedem aici la build, housing. Ok, mă rog. Placeables. Nu pare. Defensivă. Electricitate. Probabil prin workbench-uri sau prin astea, știi? În fine, a rămas fără, hai să merem. Poate ne ajunge metalul. Vreau să mai să văd cât metal, cât iron ingot îmi trebuie mie pentru a face cuie. Pentru a crafta niște cuie. Trebuie să fac și un chest, să mai și depozităm, că mi se umple inventarul, după aia nu mai am loc. Așa. Azi de mai ce acum să treaba. Mai durează un pic până iron, nu cupru, iron, unde-i fierul? Trebuie să am fier pe aici. Mai adaug, mai pot adăuga? Ar trebui. Ba da. Oh, am pus 15 bucăți, poate și de aia durează așa mult. Ok. Păi mă, zi, șuruburi. Plastic. Hai să ne pregătim ceva mâncare, nu? Dacă chiar suntem aici. Tot așa nu vrea, mă. Tot cu frunze? Tot cu frunze? Se pare că da. Ok, hai să punem cărnița asta aici. Mai avem altceva pe aici. Nu știu, hai să mâncăm. Cu apa. Am aici ceva apă, hai să și bem. Ce sunt eu curios dacă o să rămână pe urmă niște... Dacă am să rămână o sticlă goală. Ok, hai să stingem focul momentan. Și uite, mai am și conservă. Așa, ok, hai să ne uităm aici să ne, câte din astea ne trebuie pentru cuie. Cuie. Practic, mie îmi trebuie două. Da, două iron ingoturi. Ok. Dau și nu știu exact câte cui îmi dă, dar sper să nu fie doar un singur cui. Hai că vedem. Aici mai avem un pic. Mai tai niște lemne până atunci. Că probabil o să mai trebuiască și ceva lemne. Dacă ne apucăm și de casă, îți dai seama că o să ne trebuiască.
Oho, frumos! Frumos! Ai, mă, mai ai, mă! Cred că da, mai am și aici niște capări, cupru, hai să punem și cupru. Dacă chiar îl avem. Avem o sticlă aici. Nu știu ce poți să faci cu ea, mă rog. Așa. Acum, la construit de casă, houses. Foundation. Trebuie așa, plank-uri și cuie. Pff, e clar. Dacă trebuie cuie... am de așteptat. Sunt curios să văd... A, deci am pus 15. Și îmi dă 15, parcă. Iron ingoturi. Aha. Hai să vedem acum. Hai să producem niște cuie, să vedem. Nails. Ce zice? Stone hammer is required in hand. Tools. Hai să mergem din inventar. Tools, stone hammer. Ok. Un hammer. Ah, mi-am amintit acum ceva. Cred că ai ceva animație când ai cu ciocanul. În fine, hai că vedem. Așa. Stai. Că ne trebuie ciocanul în mână, mă. Nu-l iau automat. Da, avem ceva animație. Uite cu ei ne-a dat. Ah, 6 cuie din 2 iron ingoturi. Ok, place and build your first foundation. Sharpen blade. Foundation. Ok, stai să vedem. Am zis că îmi fac aici undeva casa. Wow, ce frumos aici a pus. Uite aici așa ar fi fain, cred. Dar ar fi o zonă faină să te extinzi, deci nu avem cât de cât loc. Nu trebuie o casă foarte mare. Hai să punem și noi prima fundație. Housing. Foundation. Da, uite pe aici, așa ar fi ok. Facem și noi o căsuță. 4 pe 4. Aici așa, se mai poate pune, perfect. Ajunge momentan. Bun, hai să și punem materiale, nu? Plank. Plankuri? Și cum fac plankuri? Pot să fac din workbench sau-mi trebuie chestia aia specială? Stai să vedem. Ah, nu, uite, plankuri și... Saw is required in hand. Ah, come on, man. De unde saw? Și nu am, nu și nu. Are în curbenciu, se poate crafta așa ceva? Da, dar ce ne trebuie? Sharpened blade și screws, ok. Sharpened blade. Craft a sharpened blade, use the workbench. Sharpened blade. Stai că pe altru o să întreb alte lucruri. Trebuie toolbox. Trei bucăți, eu am doar două. Ah, ok, păi atunci facem și mergem din nou prin oraș, cred. Stai să mai lăsăm aici, o să și salvăm. Tragem un pui de somn, că e ora nouă. Ar fi 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 dimineața. Cam atunci ar trebui să ne trezim. Da. Bun. Mergem în oraș din nou, nu înainte să ne facem niște wooden spear-uri. Weapons, wooden arrow, stai că am dat în greșeală. Ce-mi trebuie pentru asta? Mai trebuie rope. Ar fi o șmecherie. Stai așa să ne facem niște... Să ne facem și un arc. Să vedem cum funcționează arcul. Bun, hai să ne facem niște rope. Weapons. Am trebuie 3. Da. Lol. Că a venit ploaia. A, da, mai putem să mergem să și pescuim. Hai, mă, să ne facem un arc, ne facem niște wooden arrow. Punem și noi arcul aici. Hai să ne mai facem săgeți. Că nu trebuie decât piatră și bețe și din astea am suficiente. Bun, e ok. Ne mai face și wooden spear? Hai să ne facem. Ne facem două wooden spear-uri. Bun, ăsta să-l pun aici, wooden spear-ul, e aici, o să-l pun aici, e perfect. Și hai să vedem acum cum e cu arcul. Mă gândesc că faci... Da, și ok, hai să mergem către oraș. Un pic de mâncare mai am și eu, mai am. Eat. E ok, momentan e ok. Hai să mergem către oraș, să vedem dacă mai găsim pe acolo ceva. Nu știu, toolbox-uri, habar n-am, chestii de-astea. Că sunt curios să vedem. Trebuie să ne facem noi acel fierăstrău. Că altfel nu pot să fac de-astea, cum ne spune, scânduri. Și noi trebuie să ne construim o casă. Că mai avem fix 3 zile până vine marea hoardă de zombală aici. O să vină și pe aici, pe unde sunt eu. Chiar dacă nu sunt lângă oraș, o să vină. Nu o să ne ocolească. Dar putem vâna? Și săgeata mea? Ce mă, așa... A, trebuie să-i dai reload, deci care ar fi armă. Am înțeles. A, și pot să-mi iau săgeata, nu? Da. Minunat. Ce? Something sharpen. 4, cuțitul.
Și avem așa, cărniță. Mai avem așa ceva. Și oase. Da, hai să mergem către oraș. Ce frumos se vede, mă. Așa, hai că am pus o mică pauză, că văd că deși am terminat programul de lucru de mult, uite, tot primesc mesaj de la servici, firar să fie. De treabă. Nu scap, băi, nu scap nici după ce termin programul. Uite, v-am scris, perfect. Avem patru bucăți. Astea ne prind bine, pentru că n-au chiar ne trebuiau niște șuruburi. Azi, dacă mai găsim ceva pe aici. Bun, n-avem nimic. Vine din nou ploaia. Gear. De-aia ziceam că trebuie un chest, dar oricum ne facem și un chest. Mai știu exact ce ne trebuia pentru chest, dar o să ne facem acum că... Ne putem face... Cum îi spune... Puie? Metal scrap, perfect, aveam nevoie. Am patru bucăți, aveam nevoie pentru motoretă. Nu știu, niște toolbox-uri. Stai așa să ne echipăm noi un pic cu ăsta. Dăm reload. Metal scrap, again, perfectos. Uite, avem și ceva cuie. Unde să le pun? Nu se poate pune așa, perfect. Trebuie să-mi fac un chest neapărat. Zice, nu știu că, bine, trebuie toolbox din astea, dar dacă nu trebuie din alea, n-aș mai fi mers până în oraș acum. Cam luat câte ceva de pe aici. Nu se poate salva o firă, nu se poate salva din meniu, doar de la casă. Asta e un pinasol, un lucru care nu-mi place. Drag and drop-ul la iteme prin inventar e un pic ciudat. Ok, acum o să fie o distracție pentru că nu se prea vede, nu prea avem vizibilitate. Uite ce ciudat e. Drag and drop-ul. Și dacă vin zombalăi, ok, avem niște din asta. Mă, hai să mâncăm bucata asta. Perfect. Și ne luăm... Și ce fac? Dă, cum să nu dai drop, că nu trebuie. Este acolo. Mai repede îmi trebuie bandă decât... Ok, aici n-am nimic. Lighter, man. O să-i dau replace cu asta, așa. Uite, e o idee faină să rămână salvat și acolo. Aici ce avem? Acolo hai la ceva, nu știu ce. Nu putem da... Uite aici se pare că avem plastic. Nu trebuie plasticul. Momentan. Mai venim noi când ne mai trebuie plastic. Ok, n-am nimic. Băi, ce m-am speriat, ce-o făcut așa? Nu știu de ce soarele este așa mare. Să intru, da, mă, pot să intru. Putem căuta pe aici? Da, mă. Wow, îmi place aspectul ăsta. Apă, bă, întreba apă. A, n-am ipot. Ceva, hai să bem. Mai avem ceva de băut pe aici?
Oricum, e bine de știut. Mai venim pe aici. Ok. Cuie. Foarte bine. Toolbox. Nice. Perfect. Cred că trei îmi trebuie. Uite că am găsit și pe aici toolbox-uri. Ok. Avem și din astea de mâncare. Mai venim. Mai venim pe aici pentru că văd că sunt. Uite, sunt lucruri care trebuie. O să fac un chest. Să le stochez pe acolo prin chest. Cât mai multe lucruri. Că din ce văd avem pe aici chestii. Și trebuie să mai vin pe aici așa prin oraș. Uite, avem clout, avem bandă, baterii, probabil pentru lanternă. Frumos, bă, îmi place jocul, mă. Îmi plac mult aspectele astea. O să vii să cauți prin dulapul, prin case din astea abandonate. Ah, ok, nu putem intra pe aici. Ok. Nu, nu avem nimic. Mă, nu mai știu câte din alea îmi trebuiau pentru sau. Cred că trei bucăți. Hai să mai mergem, poate mai găsim ceva toolbox-uri, să sperăm. Să nu mergem chiar în gura zombilor, să spun așa. Asta văd că e aceeași casă, doar că. Uite. Ok, avem și alte lucruri. Bine, mă interesează toolbox-ul momentan. Am văzut că am și mâncare, o să venim și după Metal Scrap. O să venim și după mâncare. Momentan, acum caut ceea ce îmi trebuie mie. Cam și inventarul plin, știi? Îmi fac și un chest. Ce nu mai pot să pun. Da. Și... Ce ceață, frate, și în casă? Leather, aici nu putem intra, baterii, parcă ar fi aceeași chestie, poate, așa, frumos, 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 stai că nu aici așa scris. Aici. Jesus. Nails, ok. Ah, deci sunt undeva prin centrul orașului, văd că nu e nimeni pe aici. Păi o iau înainte, man. O iau înainte. Ah, de fapt nu, că e pe unde am venit. Ne-am venit, hai să mergem înapoi. Cred că am tot ce-mi trebuie, cred. Dacă nu, continuăm în episodul viitor. Și așa ne-am cam lungit cu episodul ăsta. Probabil o să vin și pe un live cu acest joc. Dacă doriți mâine seară să facem live cu jocul ăsta, lăsați în comentarii. Eu zic că ar fi minunat. Am putea face mai multe progrese decât aș face într-un episod. Pentru că sunt foarte curios ce ne mai oferă jocul. Văd că ne oferă destul de multe lucruri. Man, mai pus un pic pe... Hai să luăm cărnița. Bun, cărniță. Stai aici, cărniță. Hello. Nu vrea, mă. Ai, mă. Ce am aici? Wooden spear? Sticuri? Ce să arunc? Alcool. Don. Dispare. Ah, dar nu trebuie asta un shardul ăla. Nu mai știu. Bine. Punem aici. Oase. Mă, cred că pot să arunc... Nu știu, sticla asta, n-am ce face cu ea momentan, asta este, stai acolo. Cred că trebuie asta un șardu. Hai, soare și vreme frumoasă, că de ploaie m-a săturat. Căpriuță, uite o căpriuță, nu ne mai băgă pe aici, că vine ăla și ne atacă și n-am chef, e ok.
Cred că îți arată punct aici la casă doar dacă îți pui un pat, mă gândesc. Cortul nu o să mai țin. Sau nu știu, ținem. Hai, doar nu, vedem. Să avem și cort și casă. Cine știe. Obosește omul meu. Hai să vedem dacă avem ce ne trebuie ca să facem noi. Tools. Nu la tools. Sharpened blade. Sharpened blade. Da, mă, avem. Bun. Deci, țineam bine în minte. Cum avem sharpened blade și acum ne putem face un din ăsta. Perfectus. Bun. Use the saw to create planks. Și acum, pentru a crea plank-uri, pac. Saw. Da, stai pic. Că trebuie să-l punem în mânuță. Trebuie să ai, na, asta e, trebuie să ai fiecare chestie în mână pentru ce trebuie să faci. Ne dă plank-uri. Ok, hai să vedem. Dar nu mai am loc. Bronzele astea, lasă-le acolo. Așa. Nice. Și acum, hai să adăugăm aici ce ne trebuie. F-build. A? A, ciocan. Da. A, trebuie să dai... Ui, mă, ce tare, ui. Trebuie să dai cu ciocanul ca să se construiască, nu? Perfect! Frumos, mă! Frumos! Și acum ce poți să-i faci dacă apeși pe el? Poți să schimbi ceva? Se pare că n-are nicio opțiune. Deci dau scânduri și... un cui. Ok, hai că nu cere foarte mult. Îmi place. Îmi place și modul de construire, e frumos. Nu mai am. Da. Hai să ne mai facem niște scânduri. Dacă mai am material. Câte scânduri îți dă dintr-un lemn? Îți dă... Oh, două scânduri. E acceptabil. E acceptabil. Bun. Așa că n-am adăugat resursele. Bun, și avem și noi aici. Ce trebuie să mai construim? Tot aici așa ar fi niște exterior stairs, scări. Da, hai că le punem aici. Ne mai trebuie, avem și walls, pereți. De fapt, da, asta e perete cu zi. Așa. Asta e pentru ușă. Asta e perete normal. Asta ar fi pentru fereastră. Stai numai așa un pic. Să mutăm noi și ăsta de aici, probabil. Așa.
Perete întreg. Fereastră. Îmi place și mă... nu, nu acolo. Ăla trebuie... Da, în fine. Place și mult de construcție, e minunat. Nu acolo. Ok. Aoleu, man. Ciao. Așa, am dat la greșeala mea. Greșeala mea. Așa. Am dat din greșeală pe... Asta cum se spune? Pe podea, în loc să dau pe perete. Mi-a luat și peretele și ăsta. Și aici, uite că aici nu mai am. Bun. Hai să facem scările. Ce nu mai am? Nu mai am. Mai fac niște scândurică. Dar n-am posibilitate să aleg și eu să-mi facă mai multe odată? Se pare că nu. Ok. Na bun, hai să mai punem și noi aici niște scări. Aici, în față, undeva pe unde e drumul, eu mi-aș face o poartă, cred că, nu știu, vedem. Sau nu, poarta aș face undeva, uite aici, așa. Și atunci am cu drumul ăsta închis. Vedem cum facem baza. Cum o închidem. Dacă tot uit să dau materiale. Mi s-a stricat ciocanul. Rob și Stone. Bun, fraților, cam atât pentru acest episod. O să continuăm noi construcția acestei căsuțe în data viitoare. Dacă doriți să vin pe live și cu... Dacă doriți să vin cu jocul și tu în live, ar fi minunat. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, lăsați și voi un like dacă sunteți pe canal, să vă abonați, iar noi ne vedem data viitoare. Până atunci, toate cele bune, bye bye!